Bianca Rus a trecut prin momente extrem de grele. Artista a ajuns în stare gravă la spital după ce o asistentă i-a greșit perfuzia, scrie click.ro. Bianca Rus a ajuns în stare gravă la spital după ce a făcut o procedură medicală la domiciliu. Artista a povestit pentru Click calvarul prin care a trecut. Erau să mă omoare niște asistente zilele trecute. De ce? Pentru că am făcut o perfuzie cu fier la domiciliu după regulile doctorului și nu a decurs totul ok, pentru că nu se face această perfuzie acasă, la domiciliu. Se face la spital, sub îngrijirea doctorului. Și mi-a venit asistenta acasă, iar a greșit vena, ori nu știu ce s-a întâmplat, mi-a rămas fier în sânge. Și am ajuns la spital, evident, au fost niște complicații foarte mari la spitalul Fundeni, dar acum sunt bine, sunt pe picioare, după 6 luni trebuie să mă întorc din nou ca să mă pun pe picioare. Artista spune că s-a simțit atât de rău încât nici nu a fost capabilă să cheme singura ajutoare. N-am chemat eu salvarea. Eu efectiv am leșinat în baie și m-am trezit cu echipajul de la Smurt la mine acasă. Sunt vie, am făcut un șoc anafilactic.